Bun găsit! Taxele și impozitele locale în municipiul Suceava vor crește anul viitor în baza ordonanței 16/2022 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2023. Primarul Ion Lungu a declarat că a dat în lucru Direcției de Specialitate să facă cât mai multe simulări pentru a vedea care vor fi creșterile. Edilul șef al Sucevei a recunoscut că nu a fost adeptul creșterii acestor dări către bugetul local, principiu respectat de el în ultimii 10 ani. Așa cum se știe, a fost emisă ordonanța 16 din 2022 și legea 252/2022, în care ne obligă, calculată din 1 ianuarie 2023, să avem taxe și impozite locale noi. Mai mult de atât, la două luni de la intrarea în vigoare acestei ordonanțe, care a intrat 16/2022, care a intrat în vigoare pe data de 15 iulie, deci până pe 15 septembrie, am fi obligat să aprobăm taxele și impozitele locale pentru anul 2023. Ca atare, am avut și noi la primărie o primă discuție cu Direcția de Specialitate, în ideea în care, sigur, rămâne această ordonanță în vigoare. Eu, ca primar, trebuie să aplic legea, nu am altă soluție. Ca atare, marea problemă, așa cum se știe, este la persoanele juridice, la noua modalitate de stabilire a taxelor și impozitelor locale. Acolo noi mergem pe acel raport de evaluare. Acum se merge pe această grilă a notarilor publici și aici este întreagă discuție. Ca atare, noi am trimis o adresă la agenții economici, să ne trimit în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii prezente adrese informații legate de adresa imobilului, activitatea de desfășurare imobil. Aici știți foarte bine că este acea prevedere cu clădiri rezidențiale și nerezidențiale, cu acea pondere de 50%, dacă e rezidențial sau nerezidențial. Deci adresa imobilului, activitatea care se desfășoară, suprafața parcelei de teren pe care se află clădirea, anul construirii imobilului, suprafața construită desfășurată total din care rezidențială și nerezidențială, suprafața ocupată de clădire, amprenta la sol. În măsura în care nu se stabilesc aceste date, vom merge cu acele grili maxime stabilite în grila notarilor publici, în vigoare la 31.12.2022. Sigur că niciodată n-am fost adeptul creșterii taxelor și impozitelor locale. În ultimii 10 ani de zile la primăria Suceava n-au crescut taxele și impozitele locale. Încercăm și de această dată soluții. Dacă la mijloace de transport și la terenuri, să zicem că am putea să ne legăm doar cu indexarea la rata inflației, la celelalte categorii și ne referim la clădiri, atât la cele persoane fizice cât și juridice, la cele rezidențiale și nerezidențiale, vor fi creșteri. Deci sunt acești coeficienți minim prevăzuți din lege, la clădirile rezidențiale minim 1%, la cele nerezidențiale 0,5% din lege, dar numai mici ca cele care sunt în vigoare, având în vedere faptul că noi, timp de 10 ani de zile, n-am majorat taxele și impozitele locale la primărie, fiind unul din cei mai mici din țară, această aliniere la pragul minim, și aici nu mai avem ce face Consiliul Local. Pragul minim trebuie să-l aprobăm și mai mult decât pragul minim, nu poate fi mai mică decât cele care sunt în vigoare. Ca atare vor fi, în măsura care se aplică legea, așa, vor fi creșteri de taxe și impozitele locale la clădirile, în mod special nerezidențiale la persoane juridice, dar și la cele fizice, mai ales că acum se merge pe altă structură, vechimea clădirilor în perioada 1971-2015, zona în care se află, deci vor fi și cu 20, 40, 60, 80% din simulările care le-am făcut. Primarul Lungu a arătat că în calitate de prim vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România a cerut ca noile reglementări să se aplice de la 1 ianuarie 2024. Așa cum se știe, Asociația Municipiilor în România și la care reprezentant a fost eu la ședința la consultările la guvern cu primul ministru și cu miniștrii, am solicitat prorogarea termenului de 1 ianuarie 2023 să fie 1 ianuarie 2024 de aplicare acestei modalități noi de calcul al impozitelor și taxelor locale. Din păcate nu s-a ținut cont de acest lucru. Astăzi este un conflict de aplicarea legii în timp și de consultare în aplicarea legii din partea MR-ului cu guvernul. Avem acest conflict juridic, vom avea un comitet director în perioada următoare, să vedem pe ce cale se merge, dar deja am văzut că mai multe orașe din țară, pentru care Iașu, Ploieștiu, cine mai era, Târgoviște, deja au afișat în dezbatere publică noile taxe și impozite locale conform acestei ordonanțe.